Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip. Da, aceasta este un clip informativ, pentru că suntem și pe perioada mentenanței și cred că foarte mulți dintre voi nu știți de deschiderea acestui nou server, Baltic. Serverul se va deschide pe comunitatea RO mâine, 11 martie, la ora 10 am. O să fac un live bombă de 12 ore sau poate chiar 24 de ore. Vedem noi cât de mult putem să ducem de la deschidere. Am văzut că serverul ăsta nu a fost promovat absolut deloc de influenceri și părerea mea că merită foarte mult, dar este normal să nu fie promovat pentru că ei sunt plătiți, adică au un parteneriat cu Tiger Ghost și, cum să zic așa, interesul lor este să aducă mai mulți playeri pe Tiger Ghost decât să înceapă o serie aici, de asta probabil au început-o și pe Alintac și tot acâmul, dar în fine, chestiile astea nu sunt relevante. Ce vreau eu să zic este că mâine eu o să mă bag pe acest server Baltic, pentru că am chef din nou de startul ăla forță, cu toată lumea fără iteme, toți la zero, toți în aceeași mâncare de pește. Ideea e că o să fie foarte mult străin pe server, pentru că serverul este polonez, cum scrie aici, dar toți jucătorii sunt bineveniți. Deja am vorbit cu mai multe persoane de pe grupul meu de Discord, pe care l-aveți, by the way, în descriere, să ne apucăm aici. Eu zic că o să merite 100%, o să ne apucăm cu suma de 100 de lei, atât eu cât și restul, așa am vorbit cu băieții. Și să vedem cât de mult ne putem dezvolta în 2-3 săptămâni. Eu zic că o să fie forță, având în vedere că pe server o să fie două evenimente de drop, asemenea Carpathian-ului și Tiger Ghost-ului, evenimentul șeful lumii permanent, Bătălia Royală. Eu oricum voiam acest eveniment și l-aș fi vrut și pe Tiger, pentru că nu l-am testat pe Alnitac, am doar o dată de două ori maxim, dar nu am înțeles mare lucru și aici fiind permanent o să mă ajute foarte mult. Și chiar sunt curios de premiile astea fantastice. Așa, Bătălia celor 5 altare, un eveniment PvP. Chemarea altarilor, ok, care o să mai dă 10% drop. În plus două ranguri, evenimente, adică rangurile cu misiuni și cred că o să mai fie încă un rang, dar nu știu exact care, probabil un rang PvP, nu știu, mă gândesc. Zic că este o oportunitate bună pentru cei care nu joacă pe alte servere și ar vrea să reapuce acum. Uite, de exemplu, eu joc pe alte servere, adică joc pe Tiger Ghost. Dar am chef de o nouă provocare și sunt tare curios să văd cât o să duc provocarea asta și cât de mult o să reușesc să rup pe serverul ăsta, dar cu echipă, pentru că singur, bă, e foarte greu. De asta am și vorbit cu băieții de pe serverul Discord să ne apucăm. Ok, pe lângă asta, evenimentul de Paște începe tot pe 11 martie, deci o să fie super, pentru că avem posibilitatea să ne dezvoltăm odată cu evenimentul de Paște. Așa, o să înceapă pe 11 martie la ora 1, sfârșit pe 6 aprilie, vânătoarea de ouă, bineînțeles, ouă magice, din care cel mai bun drop e vrește obiectul, perlele, fasolea, cititul și încă câteva lucruri, dar nu, cred că e și adu, cred, nu știu dacă îmi dă ad 100%. Pește așa, tombola, bineînțeles, de pe 11 a 3 până pe 5 a 4 pentru cei care, dacă nu mă înșel, au terminat biologul de nivel 30, o să fie disponibilă. Ok, acadele, o să-mi iau și eu acadea oricum cu 5% XP și 30% daune fizice la început de nou server. Pașința arminului, ok, costum, costumele, setul de costume care o să se ofere putere împotriva pietrelor metin, 5% drop. Și mount-ul, și dacă o să ai și mount-ul, o să-ți ofere 10% drop și 5% XP. Un set decent, pot să zic. Cred că o să încep la galbeni. Deci aș vrea să încep la regatul galben de data aceasta. Din câte am înțeles, nu scrie nicăieri, dar am auzit, mi-a șoptit o păsărică că pe server nu ar fi disponibile armele de eroi tineri și ar fi super, părerea mea, pentru că ar fi un challenge și mai mare și FMS-urile, atât FMS-urile cât și otrăvitele nu ar mai avea zero valoare, ar crește puțin, să zic, diversitatea pieței.
la armele de nivel 30 și la armele de nivel 50. Și bă, ar fi un challenge mai mare pentru că aș mai put, adică toată lumea ar fi, să zic așa, mai atrasă să farmeze și la brutal, la nivel mic oricum. Bine, se farmează oricum la nivel mic, dar ar fi și mai și. Știi ce zic? Nu știu, pe mine cel puțin mi-ar plăcea să mai existe armele de eroi tineri. Bun, la ora 6 o să urmeze un clip în care eu o să prezint absolut tot ce am pe toate conturile, adică pe Supreme Sura și pe Taker. Să vă arăt ce am realizat de în 3-4 luni de când joc Tiger Ghost și am canalul ăsta, pentru că eu m-am apucat de acest canal inițial pe țara românească, doar că foarte rapid am vândut contul și m-am apucat de Tiger Ghost. Și tot ce am făcut pe Tiger Ghost este datorită farmatului forță. Bine, nu zic ce 350 de lei investiția au ajutat foarte mult, dar mai presus de atât timpului investit. Și vreau să, acum să rup pe serverul ăsta nou, să ne distrăm, să o să fie o nouă provocare care sper să dureze cât mai mult și să nu fie un server de la cum a fost Amiciția, să zic așa, care părerea mea că a fost un mic fail, pentru că la 2 săptămâni s-a deschis alt server și după aia au făcut fuziune și a fost puțin cam aiurea, știi ce zic, să se deschidă 2 servere. Oricum este și într-o perioadă foarte bună pentru că s-a dat cod roșu în București, dacă știți, nu știu dacă în toată țara. Și este un fel de lockdown, adică terasele s-au închis la interior. Ora aia de intrare în casă este 10, bine, chit că mai nimeni nu ține cont de ea, în mare parte. Și, bă, ce să zic, dacă sunteți interesați de niște conturi de vânzare pe Tiger Ghost, cum ar fi un Sura de nivel 105 cu 4 inventare deschise, petă și costum aur, îmi dați mesaj. Mai e încă un cont de vânzare de nivel 92 cu pe aur, alchimie legendară full și costum aur, tot așa cu 4 inventare. Încă un noir de nivel 71 cu pe aură și robin legendar full PVM, tot cu 4 inventari dacă nu mă înșel, sau 3, ceva de genul, cu un militar. Încă un Sura de nivel 92 echipat forță, ăla chiar e forță. Și, na, deci la 6 o să urmeze clip cu prezentarea Zestrei, în ghilimele al lui Taker. Și de mâine, de la ora 10 AM, de când se deschide, de când se va deschide serverul ăsta, o să ne băgăm tare rău de tot la galbeni. Sincer, aș vrea să fac o breaslă forță. Bă, da, forță să fim. Să fim persoane de încredere, nu jeguri, cum a fost, cum s-a dovedit a fi bestia. Cei care ați urmărit live-ul trecut știți despre ce vorbesc. Și, bă, ce să zic, cam atât a fost și cu clipul ăsta. Eu am fost Taker și până data viitoare. Adică până la ora 6 noi să ne auzim cu bine, pup și iubesc. Ciao. Beți-vă cafeaua acum la mentenanță, că după farmatul. Pup.